Bucură-te, ostașa lui Hristos, care pentru dragostea lui te-ai jertfit. Bucură-te, sfinte mucenice, că fapta ta în inimile noastre a odrăslit. Bucură-te că prin rugăciunile tale inimile noastre împietrite ca ceara se topesc. Bucură-te că spre facerea de bine chiar și cei tari de cerbice se sârguiesc. Bucură-te, mult pătimitorule Valeriu, întărirea celor prigoniți pentru Hristos. Bucură-te, mult pătimitorule Valeriu, întărirea celor prigoniți pentru Hristos. Am auzit sfătuirea ta plină de înțelepciune, în toate împrejurările roagă-te lui Dumnezeu să se împlinească voia Lui. Și vrând să aflăm și să facem voia dumnezeiască, lepădându-ne de voia noastră și ferindu-ne de ispitele celui viclean, îi cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Cu multă răbdare ai purtat crucea bolii, arătându-ne și nouă cum trebuie să primim încercările care vin asupra noastră. Din îngăduința lui Dumnezeu ai răbdat chinuri mucenicești când doctorul a tăiat trupul tău fără ca leacul amorțitor să-și fi făcut lucrarea de care lucru uimindu-ne îți cântăm. Bucură-te că răbdând dureri înfricoșătoare ai cugetat la cel răstignit. Bucură-te că diavolul deznădejdii să te îngenuncheze nu a reușit. Bucură-te, leac trimis de Dumnezeu trupului de boală apăsat. Bucură-te, liman al celor îngreuiați de boli, de nevindecat. Bucură-te că de la bolnavii care se roagă ție, nerăbdarea o izgonești. Bucură-te că pe cei ce îi îngrijesc pe bolnavi îi răsplătești. Bucură-te, nou doctor fără de arginți, care prin rugăciune dai tămăduire. Bucură-te că ești diavolilor prigonitor și celor îndrăciți izbăvire. Bucură-te că de voia noastră ne-ai sfătuit să ne lepădăm. Bucură-te că voia Domnului ne-ai cerut să o îmbrățișăm. Bucură-te că ne îndemni să părăsim toată grija cea lumească. Bucură-te că ne întărești să facem voia dumnezeiască. Bucură-te, mult pătimitorule Valeriu, întărirea celor prigoniți pentru Hristos. Bucură-te, mult pătimitorule Valeriu, întărirea celor prigoniți pentru Hristos. Sfârșitul vieții mele este o ultimă mărturisire ortodoxă. M-aș bucura mult să reveniți la biserica cea adevărată. I-ai zis de pe patul de moarte doctorului înșelat de învățăturile ereticului Luther și te-ai rugat pentru venirea sa în biserica cea adevărată,
voind a ne împărtăși din râvna ta, pentru mântuirea celor ce stau departe de adevăr. Ne cântăm lui Dumnezeu, aliluia, aliluia. Cine crede fără a fi și un misionar, acela n-a cunoscut frumusețea credinței. Ai spus, mucenice, aprinzând în noi focul mărturisirii lui Hristos, și-ai întărit prin faptele tale aceste cuvinte, căci te-ai jertfit din iubire pentru un pastor evreu, rugându-te ca el să devină fiu al Sfintei Biserici și dăruindu-i lui medicamentele care ți-ar fi putut salva viața trupească. Pentru această iubire fără de margine îți cântăm. Bucură-te că în țarina Domnului ai fost neobosit lucrător, bucură-te că în întunericul temniței ai fost luminător, bucură-te cel ce pastorului evreu i-ai arătat iubire mucenicească. Bucură-te că jertfa ta în sufletele noastre a început să rodească. Bucură-te, păzitor viteaz al predaniilor bisericești, bucură-te cel ce învățăturilor neortodoxe te împotrivești. Bucură-te că iubindu-i pe eretici ai defăimat noianul rătăcirilor. Bucură-te că fără teamă ai vădit felurimea minciunilor lor. Bucură-te că ascultându-te pe tine, unii oameni de păcatele lor s-au pocăit. Bucură-te că după ce au crezut propovăduirii tale, în nădejdea învierii au adormit. Bucură-te că de o sândă și de chinurile veșnice s-au izbăvit. Bucură-te că înaintea lui Dumnezeu despre faptele tale cele bune au mărturisit. Bucură-te mult, pătimitorule Valeriu, întărirea celor prigoniți pentru Hristos. Bucură-te mult, pătimitorule Valeriu, întărirea celor prigoniți pentru Hristos. Valurile vieții ne aruncă în vâltoarea patimilor, în înfricatule mărturisitor. Și ne este mai ușor să alegem calea cea largă spre care ne cheamă necuratul diavol. Dar păstrăm în inimile noastre cuvântul tău, trebuie să înfrunți păcatul până la sânge. Așa te naști din nou, nu există cale de compromis. Și ducând lupta cea bună, îi cântăm lui Dumnezeu, aliluia, aliluia.